Fora! Batem din pale. Dar atenție!
și 90 de grade, adică până la următorul perete. Avem 4 pereți, fără tavan și podea, și ne întoarcem către fiecare, întotdeauna către dreapta, adică către mâna. Încoace, încolo, încoace și înapoi. Ați prins? Da! La ce număr ne întoarcem? La 8! La 8! La 8. Ne întoarcem, sărim și bate din spate. Și frumos, și deștept, și plin de energie. Vreți o pauză? Învățăm figura asta, o legăm de celelalte patru pe muzică și dacă vă ia să primiți pauză lungă, lungă, aproape un minut. Nu! Hai, să începem. Dar numai cât să vă ia pe 7 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și începem cu stângul care e piciorul care. Spre mine, corect, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toată lumea cu fundul la mine, nu știu ce face cu mine. Mersi, 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 pentru partea acolo. Și pornim tot cu stângul, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pe stradă. Încolo, gata. Încolo suntem, și din nou cu stângul, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și ne-am întors ca la început. Prins? Da! Mai este o figură super distractivă, dar nu vă arăt dacă vreți pauză. Da! Ce șmecher! Hai să facem pe muzică! Nu, așa ar fi cel mai fain. Da! Mai facem o dată gândăcelul fără muzică și apoi pe muzică toate cele 5 lucruri pe care le știți. Cine nu-i de acord să facă 10 flotări? Nu! Vedeți prof, uite, îi tot vezi. Super important. Hai să încercăm. Cu stângul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, fața încolo, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aici, pentru că și așa sunteți foarte veseli, cel mai bine s-ar lega o figură care se numește bucuria copilăriei. Cum e bucuria copilăriei? Exact! Și atunci, o să facem așa. Din poția în care sunteți, mergem în spate și facem. Și acum alergăm. Și să facem o rotație pe funduleț. Ajungem așa în fund și facem. Perfect! Și de aici, Macarena. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au, 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 au. Sus, sus. Ah!
Bună ziua, numele meu este Alexandru Iagăru. Am venit ca reprezentant al clubului Dancemania.ro pentru a avea o mică oră de dans cu acești copii minunați de la Dumbrava. Suntem în programul Școala Altfel și încercăm astăzi o nouă activitate în cadrul acestui program, și anume dansul sportiv. Am început ora cu un dans modern pentru a ne coordona și a ne lega un pic de muzică, iar în cele ce urmează vom trece la dansul sportiv cu adevărat, adică la un valț lent și la un cea-cea. Țineți minte că parcă eram dansator timp de o oră, deci să văd cum stați cu coloana închisă și să fie jos, gândul lung, chiar cu sus. Poftim. Sunteți hotărâți, îmi place. O să fiți campion pe sate și zice colegul vostru. Da. Pe scenă? Facem așa fain, dacă vă place scena, nu-mi place. O să trecem la un dans greu, mult mai greu decât disco, și cei mai buni de la dansul ăsta o să urce pe scenă. Atenție că nu vorbesc prostii, chiar e mult mai greu decât disco. Am început cu disco ca să ne cunoaștem și să vedeți că de fapt dansul e super fain, dar este fain doar dacă respectați ce am zis la început, adică dacă sunteți disciplinați, dacă sunteți inteligenți și dacă sunteți atenți. Dacă nu, devine greu. Da. Corect. Ia să vedem. Dansul pe care l-am făcut mai înainte se numea cum? Disco! Și eu mă numeam cum? Alex! Băi, ce copii deștepți! Știu! Dansul următor se numește cea-cea. Și pentru cea-cea avem nevoie de o poziție mult mai dificilă, adică trebuie să ținem și brațele lateral la nivelul umerilor. Nu așa ca un avion în cădere și nici așa ca Superman. Brațele sunt lateral la nivelul umerilor. Perfect. Asta este vis-a-vis de braț. Vis-a-vis de picioare, genunchii sunt întinși. Cine-i crăcănat, aiurea de el. Cine-i crăcănat, călcâiele sunt lipite și vârfurile se depășchează ușor. Nu trebuie să stăm așa. Ușor depărtate vârfurile, călcâiele lipite, genunchii întinși. Spatele drept, strângem de funduleț. Mușchii ăștia de la funduleț trebuie tari. Ca și când vă vine foarte tare și vă ține. Perfect. Ia poziție. Pornim înspre dreapta voastră, adică încolo. Și o să facem 3 pași laterali. Cea, cea, 1. Simplu până aici, nu? Da. Și acum călcăm pe loc, pe loc și mișcăm din fundul led. Pe loc, pe loc. O dată dăm dintr-o bușită, o dată din cealaltă. Și pornim spre stânga, același lucru. Cea, cea, 1, adică pas lângă pas. Și acum, pe loc, pe loc. Cea, cea, 1, pe loc, pe loc. Pe loc, pe loc, pas lângă pas, pe loc, pe loc. Și se numără. Cea, cea, 1, 2, 3, cea, cea, 1, 2, 3. Cea, cea, 1, 2, 3, cea, cea, 1, 2, 3. Stop. Vreau un voluntar, scutură brațele că îmi pot. Vreau un băiat voluntar care să vină lângă mine pe scenă. Bine, Luca e bărbat și o să vă arăt. Stai, te rog frumos așa. Șoldurile se mișcă puternic. Cât de puternic o să vă exemplific acum. Dacă eu stau aici, nu fac așa. 2, 3, 2, și fac așa. Cu alte cuvinte, îi dau o bucă de nu se vede. Nu reușesc, mai încerc o dată. Ia, mai încerc.
șoldule, nu doar așa, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Ați mâncat de dimineață? Partea opusă se îndoaie, adică dacă dau cu bucuța stângă, genunchiul drept se îndoaie. 2. Și apoi schimb. Ăsta se îndoaie și bucuța dreaptă lovește. 2. 3. Iată, spatele drept. Și facem doar 2, 3 și mișcăm puternic. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. Stop. Avem niște domnișoare acolo în spate deja. Ce crezi sunteți voi? A șasea, a șaptea, nu? A șasea, a șasea. Cam ce credeți voi că îmi spune mie despre voi treaba asta? O, vă place? Da! Aici, zona asta este o zonă foarte importantă și trebuie să am grijă ca ea să arate decent. Adică, în momentul în care întind un genunchi și doi pe celălalt, picioarele sunt lipite. Nu vă? Doi, trei, un picior merge înainte, unul se întinde și linia celor două este foarte strânsă. Ia să vedem. Poziție și 2, 3, 2, 3, scurt, 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 scurt. Dar la șoldule scurt. Stop. Dacă stau așa, 2, 3, 2, 3, se numește pasă la armată, da? La armată nu se mișcă șoldule. Noi nu facem armată, noi facem dans. Deci este despre șolduri, că la început țineți minte că am făcut. Stânga, dreapta, de ce am făcut? Și așa. Ia să vedem încă o dată. Puternic, pe 2, 3, mișcăm șoldulețul. Și 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, sacadat. Știți ce înseamnă sacadat? Da, da, da. Se blochează, întrerup. Sacadat, întrerup, puternic. Haideți să încercăm să numărăm așa. Vă imaginați că pe jos este un afiș mare cu persoana pe care voi, cu care voi nu vă înțelegeți foarte bine. Și așa de supărat călcați ca și cum ați vrea să încălcați în picioare. Iată! Nu chiar așa de nervos. Adică este cea-cea unul, este iată, poziție, trei pași lateral, nervos și sacadat. Și cea-cea, 1, 2, 3, cea-cea, 1, 2, 3, cea-cea, 1, 2, 3, cea-cea, 1, 2, 3, fiți atenți că asta e etapa decisivă. Dansul sportiv, ce facem noi astăzi, este un sport pentru două persoane. O fetiță și un băiat. Cine vrea pe scenă, stop, faceți din gură și ascultați-mă mai bine. Cine vrea pe scenă, trebuie să facă bine împreună cu partenerul său de sex opus, cu doi băieți, fată cu băiat. În cazul în care sunt mai multe fete, pot dansa și două fete, una cu cealaltă, dar doar în condițiile în care nu mai sunt băieți liberi. Dacă sunt băieți liberi, ei trebuie să aibă parteneră. Așadar, până număr eu la 5, toată lumea trebuie să fie de bună cu partenerul sau partenera lui. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Băieți, care sunt partenerele voastre? Luca, hai pe scenă! Hai pe
se pare așa de dubios. Să știți că așa este normal. E ciudat când vezi doi băieți că se țin de mână. E ciudat când vezi băieți dansând singuri și fetele dansând singure. E ciudat când vezi un grup de băieți dansând numai ei. Așa e normal. Un băiețel cu o fetiță. Așadar, luați-vă de mânuțe față în față, băieții cu fața la mine, fetele cu spatele, ne ținem de palme. Iată, avem aici exercițiu.